Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara. Trăiască Domnul stânca lui Israel. Să merite, dragii mei, să spunem din toată inima, trăiască Domnul stânca izbăvirii noastre. Trăiască Domnul în inima pocăiților. Și facă bunul Dumnezeu ca toți care suntem aici să fim pocăiți cu adevărat. Că prin pocăință vom ajunge să căpătăm viață. Este scris, dragii mei. De aceea doresc din toată inima mea Dumnezeu să binecuvinteze întreaga adunare. Tot care suntem aici, bunul Dumnezeu ne-a înfiat prin Duhul lui Hristos. Și cine are Duhul lui Hristos este al Lui. Doamne, îndură-te de turma pășunii tale de la cetatea Nashville. Amin? Domnul este aici. Credem. Să n-avem îndoială, dragii mei. Noi nu ne ostenim și nu alergăm în zadar și degeaba. Ne ostenim și alergăm cu încredere, cu nădejde că avem la dreapta Tatălui un mijlocitor pe Domnul Iisus Hristos, care mijlocește pentru noi, împodobiască-L slava. Dumnezeu să binecuvinteze fiecare familie. Și niciunul să nu lipsească de la numărătoarea care El o va face în curând. În curând va fi o numărătoare care Domnul o va face. Și atunci se va zice cuvântul care cu toții dorim și tânjim de dor să li se spună: vino, slugă bună, și intră în bucuria stăpânului tău. Sau bucură-te, turmă mică, căci stăpânul îți dă împărăția cu plăcere. Cine o dat năvală, o pus mâna pe împărăție. Căci de la Ioan Botezătorul încoace, așa e scris: am dat năvală? Am dat năvală? Îmi place să comunic cu biserica și poporul să fie plin de înflăcărare, nu? Când Dumnezeu își adună oștirea, hai să amintesc câteva cuvinte, câteva versete care avem nevoie să le împlinim cu toată dragostea, cu toată bucuria, pentru că noi am fost chemați de Dumnezeu să slujim de laudă slavii lui Dumnezeu. Trăiască Domnul, Sfântul lui Israel, puternicul lui Iacob, care ne-a izbăvit de sub puterea întunericului. Așa o citi, frații, și așa trebuie să ne dovedim în purtare și în vorbire că suntem cu adevărat niște făpturi noi în Hristos Domnul, lăudat să-i fie numele. Poporul tău este plin de înflăcărare când îți aduni oștirea. Și tineretul este podoaba casei Domnului, cât va ținea? Vremurile și timpurile. Deci, podoaba casei Domnului este sfințenia, dar tineretul este podoaba casei Domnului. Și Domnul să ne ajute ca să ne îmbrăcăm cu Hristos, fiecare din noi să avem în vedere căci aici stăpân este Dumnezeu prin Iisus Hristos. Și El a rânduit în biserică mai întâi apostoli, apoi proroci, apoi evangheliști, apoi păstori, apoi învățători. Și El i-a rânduit pentru desăvârșirea sfinților, ca să creștem la o statură a plinătății în Hristos, ca să nu ne mai lăsăm duși de valuri și de vânturi, de învățături străine. Domnul să ne ajute să avem o temelie tare și o nădejde tare a credinței în Hristos prin cuvântul Domnului. Amin? Dumnezeu să cerceteze poporul lui de legământ din această cetate
și să ne facă Dumnezeu ca să fim totdeauna plini de râvnă pentru fapte bune. Amin? Dragii mei, ce să vă spun, care mă cunoașteți, care nu mă cunoașteți, sunt de la Detroit împreună cu frații de la Biserica Betel, unde mai cu ceva timp în urmă a fost păstor fratele Ionică Lăzărianu, care a fost și socrul meu, care a trecut la Domnul, apoi a fost fratele Iacoban Gheorghe și după el a urmat fratele Nicu Bărsan și acum, după fratele Nicu Bărsan, care a cedat cu privire la cei tineri ca să dea întâietate, a devenit și a ajuns fratele Nicu Buliga, păstorul bisericii. Vă transmite mult har, pace și binecuvântare prin noi și Dumnezeu să vă binecuvinteze și să rămâneți tari în nădejdea Evangheliei până la venirea lui Hristos. Acum, Domnul este în mijlocul laudelor lui Israel. Să avem cunoștința aceasta prin Scripturi, că El se coboară și locuiește în mijlocul laudelor lui Israel. Că așa spune Scriptura, totuși, Tu ești Cel Sfânt, care locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. Și aici poporul Domnului s-a adunat și se adună ca să aducă o închinare înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să amintesc câteva cuvinte de la Evrei, capitolul 12, cu versetul 28, care spune cam așa, fiindcă dar am primit o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm dar mulțumitori și să aducem înaintea lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Dar de ce? Versetul 29. Fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Deci cum se vorbea și se spunea mai înainte, noi avem datoria să ne temem de Dumnezeu din dragoste. Nu de frica morții. Pentru că am primit înfierea și pentru că am primit răscumpărarea. Și Dumnezeu ne-a făcut să avem dreptul acesta să ne facem copii ai lui Dumnezeu. Domnul ne-a binecuvântat prin jertfa Domnului Iisus Hristos și ne-a înfrățit în Golgota. Se spunea mai înainte și spunea fratele că noi credem în proroci. Adică credem că Dumnezeu încă mai are proroci și Dumnezeu mai vorbește prin proroci. Este adevărat? Credem? Amin! Trebuie că această lucrare de profeție este lăsată de Dumnezeu pentru sfătuire, pentru mângâiere și pentru îndemnare, ridicare. Și chiar dacă se mai întâmplă ca Dumnezeu să ne mustre, este nevoie, pentru că calea vieții, știm bine că este îndemnul, sfatul și mustrarea. Și Domnul să ne ajute să primim cuvintele Domnului, fie că sunt de îndemnare, fie că sunt de mângâiere, dar fie că sunt și chiar de mustrare. Dumnezeu să ne binecuvinteze, pentru că suntem oameni și avem multe slăbiciuni și scăzăminte și cu greșuri, dar dacă venim cu recunoștință, dacă venim cu căință, dacă ne întoarcem la Dumnezeu cu toată inima, Dumnezeu are milă de noi. N-am nicio îndoială și sunt convins prin Scripturi că este scris, Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci dorește ca păcătosul să se întoarcă, să se lase de gândurile lui nelegiuite, să se întoarcă la Dumnezeu care nu obosește iertând și care va avea milă de el. Așa e scris? Dacă amintim ce este scris, acum Dumnezeu să dea putere tuturor celor care are nevoie de o ridicare și de o înviorare, că nimeni nu poate face decât Duhul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu, care este Duh și viață. Și El are în vedere ca biserica Lui să rămână și să fie vie și plină de putere în așteptarea venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeu să ne mărească puterea de credință. Amin. În
împrejurarea când apostolul Petru s-a dus la Domnul Iisus și l-a întrebat: Doamne, de câte ori trebuie să iert? De 7 ori? Așa a întrebat el. Dar răspunsul cum i s-a dat? De 70 de ori câte 7? Ce ziceți? O ajuns careva de aici să greșească așa de mult împotriva cuiva? Rămâne așa o întrebare, dar nu cred. E imposibil așa de mult să greșească cineva și să nu avem tăria și puterea să ne sperim, să ne recunoaștem sau să ne cerem iertare. Că, de fapt, dacă iertăm greșiților noștri, Dumnezeu scrie în cuvânt că ne va ierta și El greșelile noastre. Dar dacă nu iertăm, Dumnezeu, ce ziceți? Ne iartă? Răspundeți! Dacă nu iertăm din toată inima pe aproapele nostru, Dumnezeu care își onorează cuvântul și El nu trece peste cuvânt, peste ce este scris, că e cuvântul Lui, Domnul să ne ajute și pe noi, nici noi să nu trecem peste ce este scris. Amin? M-am bucurat când s-a făcut rugăciunea Tatăl nostru cu toată biserica. E un lucru foarte bun că se face, dar un lucru mai bun este dacă vom trece la practică și să ierte frații și surorile unii pe alții, că atunci când ne plecăm genunchiul și venim sau ridicăm mâinile către Dumnezeu, sau noi ca slujitori, ca lucrători, ne punem mâinile să ne rugăm pentru cei bolnavi, să nu fie împiedicate rugăciunile noastre. Sau un alt cuvânt care ne vorbește nouă, bărbaților, cu privire la purtarea noastră în familie: bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab. Dar de ce? Pentru că împreună cu ele vom moșteni harul vieții. Și în continuare mai este scris cu privire ca să nu fie împiedicate rugăciunile noastre. Deci, automat, obligatoriu, trebuie să ne facem rost de o inimă mai bună, să reușim să ne împăcăm, să ne iertăm, că Dumnezeu ne vrea cu gelozie. Așa am auzit cuvântul Domnului. Așa este scris. Dumnezeu să întărească și nădejdea, și credința, și dragostea, ca să umblăm în neprihănire înaintea Domnului. Amin? Eu cer și doresc ca poporul să fie plin de viață și plin de putere înaintea lui Dumnezeu, pentru că suntem creați și făcuți de Dumnezeu să fim o cetate vie. Suntem pe calea cea vie, pentru că Iisus Hristos a fost mort și a înviat și este viu în vecii vecilor. Și noi trebuie să fim vii pentru Domnul. Fie că suntem acasă, fie că suntem departe, fie că suntem în familie, fie că suntem la lucru, fie că suntem în adunare, trebuie să avem o mărturie și o dovadă că suntem vii pentru Domnul. Dumnezeu să binecuvinteze moștenirea Domnului din această cetate. Amin! Amin! Doresc de toată inima ca împreună cu voi, dragii mei, când va veni Domnul Iisus Hristos să-și adune pe răscumpărații Lui de pe întreg pământul, din cele 4 vânturi ale pământului, să nu lipsească niciunul. Asta este cuvântul și dorința care o am, pentru că Dumnezeu ne-a dat familie, ne-a dat copii, avem nepoți și așa cum a zis Israel, pe vremea când a dorit să iasă și să meargă, să aducă, să facă o slujbă, să se închine Domnului. Și a zis un cuvânt acolo: nicio unghie nu vrem să rămână aici. Așa s-au exprimat ei. Dar noi dorim așa să zicem: niciun rod al trupului care Dumnezeu ni l-a dăruit să nu rămână aici când va veni Domnul. Și la plecare să putem să ne luăm zborul cu toată familia. Deci mie Dumnezeu mi-a dăruit 13 copii împreună cu nevasta și apoi copiii s-au căsătorit
și avem vreo 30 de nepoți împreună, dar totuși Dumnezeu care veghează a făcut frumoase făgăduințe și de aceea trebuie să ne dăm toate silințele și să rămânem tari în această credință care am primit-o când Domnul va veni ca să-și ridice poporul lui, să rămânem credincioși până la moarte. Că am hotărât de bunăvoie și am zis că dorim să slujim Domnului toată viața. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Am spus cu privire la neprihănire că este nevoie să înțelegem, dar vreau să și arăt câteva cuvinte, câteva versete din cuvântul Domnului, din Naum, capitolul 1, cu versetul 7. Domnul este bun, El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei ce se încred în El. Dragii mei, să nu vă părăsească dar încrederea voastră, spune cuvântul lui Dumnezeu pe care o așteaptă, o mare răsplătire. Și apoi următorul verset spune că ce aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Făgăduința este viața veșnică. Și ce este viața veșnică? Să mergem tot în cuvântul Domnului, Ioan, capitolul 17, cu versetul 3, și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Amin? Dumnezeu să binecuvinteze întreg poporul Domnului. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să ne temem de Dumnezeu din dragoste și să avem fapte vrednice de pocăință. Trebuie noi nu facem fapte ca să ne mântuim. Spun clar și deschis, noi facem fapte pentru că suntem mântuiți. Asta e cuvântul care l-am primit și care îl înțeleg prin Scripturi. El ne-a mântuit nu pentru faptele noastre, ci datorită planului lui Dumnezeu care l-a avut în vedere și l-a alcătuit în sine ca să-și alcătuiască un rod care să fie plin de râvnă pentru Domnul. Dumnezeu să binecuvinteze întreaga adunare. Dragii mei, mă duc chiar la un cuvânt în Evrei, capitolul 12, cu versetul 1 și versetul 2, dacă se poate afișa, să fie mai ușor un pic așa de găsit. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice pedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Am obosit pe cale? Unii din noi am obosit așa și ne-am izolat, așa ne-am retras? Ei, Domnul ne vrea ca să alergăm cu stăruință. Și cuvântul Domnului spune, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Dragul meu, luptă-te și să mă lupt să păzim cuvântul Domnului. Amin? Păzește-ți inima mai mult ca orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Dragii mei, Domnul să ne ajute ca în inima noastră să locuiască Duhul lui Dumnezeu cu adevărat. Amin? Și Hristos să fie Domn și Stăpân în ea. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Proverbe 18:21. Oricine o iubește, îi va mânca roadele. S-a vorbit acum și s-a amintit câteva lucruri importante și eu caut cumva să merg în această direcție, să spun așa și să întreb poporul Domnului de aici, ce iubește? Știu că iubim pe Domnul, dar iubim și pe frați? Hai să fim recunoscători, dragii mei, să ne cercetăm bine și să vedem dacă suntem împreună aici și avem loc împreună aici, o să avem loc împreună și dincolo.
Că acum noi nu ne putem noi mântui unii pe alții, dar să ne îndemnăm, să ne sfătuim la dragoste și la fapte bune, nu? Și să căutăm pacea, nu? Și să alergăm după ea și să trăim în pace. Asta este de datoria noastră. Întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii, dar mai ales cu nevasta mea, nu? Mai ales cu copiii mei, mai ales cu frații mei, mai ales cu slujitorii, nu? Mai ales cu prorocii care, într-adevăr, sunt gura lui Dumnezeu. Că acum trebuie să avem și deosebirea asta și cunoștința asta din partea Domnului prin Scripturi și după roade. Dacă roadele lor sunt într-adevăr cunoscute că trăiește în smerenie, în sfințenie, în neprihănire, când spune un cuvânt din partea Domnului, Dumnezeu vechează să-l împlinească. Dacă este cu adevărat gura lui Dumnezeu, căci pe vremea când Dumnezeu a ridicat pe Samuel, proroc în Israel, păi tot poporul cunoscut că Dumnezeu l-a făcut proroc. Nu face oamenii proroci, Dumnezeu face proroci. De aceea Dumnezeu să binecuvinteze prorocii casei Domnului. Să fie cu adevărat gura lui Dumnezeu. Să nu să strecoare diavolul și să aducă cumva vreo nădejde înșelătoare și să-l pună pe om să aștepte și să nu fie gura Domnului. Dumnezeu să întărească creșterea prorocului să fie sănătoasă în credință. Amin? Văd că poporul e de acord, dorește și mai spun un cuvânt care spune în Apocalipsa capitolul 19 cu versetul 10. A doua parte a versetului spune acolo că mărturia lui Iisus Hristos care este? Duhul prorociei. Deci mărturia lui Iisus Hristos trebuie să fie dovedită în adunarea lui Dumnezeu căci este Duhul prorociei. Și acolo unde nu este descoperire dumnezeiască, poporul cum este? Fără frâu. Deci noi dorim ca în poporul lui Dumnezeu să fie descoperire dumnezeiască. Fie prin cuvânt, fie prin Duhul Sfânt. Amin? Amin. Și când Dumnezeu se oprește și descoperă taina inimii omului, prin prorocie, prin vedenie, prin Duhul Sfânt, omul cade cu fața la pământ și zice, cu adevărat aici este Dumnezeu. Să nu fie o amestecătură și să nu fie și paie și grâu. În lucrare trebuie să fie cuvântul Domnului curat. Amin. Așa dorim noi din toată inima, ca să avem cu adevărat o nădejde vie și o încredere neclădită în lucrurile nădăjuite, o puternică credințare despre lucrurile care nu se văd. Căci Enoch a primit mărturia de la Dumnezeu că a fost plăcut Domnului. Și după ce a primit mărturia că a fost plăcut Domnului, Dumnezeu ce a făcut cu el? L-a mutat, nu? Ca să nu guste moartea, să nu vadă moartea. Dragii mei, am această cunoștință și încredere prin cuvânt. Dacă te vei teme de Domn împreună cu mine și dacă voi ajunge să fiu plăcut Domnului, mărturia aceasta se va repeta și cu tine și cu mine. Când va veni Domnul Iisus Hristos, ne va muta și ne va duce în împărăția Lui. Asta este toată lupta și toată silința noastră, să nu ne pierdem rodul muncii noastre, ci să primim o răsplată deplină. Binecuvântat să fie Domnul, care ne-a scos cu mână tare și cu braț puternic de sub puterea întunericului. Ne-a adus de la moarte și ne-a adus la viață. Ne-a scos de sub blestem și ne-a adus în binecuvântare. Lăudat să fie Domnul, domnilor și împăratul împăraților, care au avut milă de noi. Acum, dragii mei, și noi trebuie să avem milă unii față de alții. Până acolo s-a dus diavolul în unele situații că tata care a dat curs lucrării de naștere în familie sau mama să nu mai aibă tăria aceasta sau puterea aceasta de iubire, de dragoste față de rodul trupului lor. Deci trebuie să avem cu adevărat o dragoste neprefăcută, dragii mei, și să iubim din toată inima și să dorim să smulgem din foc
dacă este cu putință cu privire la cei care s-au rătăcit de la calea adevărului. Căci atunci se va acoperi o sumedenie de păcate și vom mântui un suflet de la moarte și va aduce roade vrednice de pocăință. Slăvit să fie Domnul! Domnul să ne binecuvinteze! Dragostea să vă fie fără prefăcătorie și fie-vă groază de rău și alipiți-vă tare de bine. Amin? Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Amin? Aici trebuie să ajungem noi să fim deschiși, transparenți, să ne cunoaștem. Mai spun eu un cuvânt care vreau să-l amintesc, poate să nu fie nimeni pe aici. Și n-aș dori să fie careva. La Proverbe 29, cu versetul 1, un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Dragii mei, în altă parte spune în Evrei, capitolul 13, că grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Dacă ajungi să cazi în mâinile oamenilor, te scoate Dumnezeu de acolo. Dar dacă ajungi în mâna lui Dumnezeu, cine te mai scoate? Numai Dumnezeu te mai poate slobozi. De aceea, dragii mei, am fost chemați la slobozenie. Căci Duhul Domnului, căci Domnul este Duhul. Și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenie. Numai Domnul să ne ajute ca din slobozenia aceasta să nu facem o haină a răutății sau o pricină de a trăi pentru firea pământească. Pentru că noi nu mai suntem, spune cuvântul Domnului, pământești, adică fire, suntem duhovnicești. Pentru că nu ne lăsăm călăuziți de firea pământească, ci ne lăsăm călăuziți de Duhul. Amin? Vorbesc acum, dar acum ne verificăm, ne cercetăm când ne îmbrăcăm, când vorbim, cum ne purtăm, nu? Ce facem în activitățile noastre, avem o călăuzire. Păi trebuie să avem. Avem cunoștința adevărului. Romani 8 cu 14. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Să avem o călăuzire cu adevărat din partea Domnului, căci ungeria care ați primit-o vă învață toate lucrurile. Slăvit să fie Domnul! De aceea doriți din toată inima ca mâna lui Dumnezeu care nu-i prea scurtă, urechea lui care nu-i prea tare, să se plece cu bunăvoință și să asculte plângerea și dorința care este de multă vreme înaintea lui Dumnezeu. Căci făgăduințele lui Dumnezeu în Hristos, care au fost făcute și care sunt făcute în El, nu este și da și nu, ci este numai da. De aceea, și aminul pe care îl spunem noi, este pentru slava lui Dumnezeu. Aceea, de-aia mărturisea și spunea fratele Liviu, prea iubitul nostru frate, cu privire că nu se mai aude prin adunări un trăiască Domnul, un slăvit să fie Domnul, vorbește Doamne că robii Tăi ascultă. Doamne ajută-ne să fim robii Domnului cu adevărat și să fim gata pentru orice lucrare bună. Și am spus cu privire că este nevoie să trăim smeriți cu Domnul Dumnezeul nostru și s-o cerut dar prin cuvânt și prin Duhul Sfânt. Ne-au vorbit acum în nenumărate rândul Dumnezeu, dar vreau să amintesc și să spun așa în ce privește lucrarea lui Dumnezeu care am pipăit-o și am simțit-o în nenumărate rânduri în creșterea mea spirituală, în slujire, în lucrare. Cu mai mulți ani în urmă, una dintre fiicele mele o venit din cameră de unde dormea, că am avut 9 fete și 4 băieți. Am rămas în urmă cu băieții, n-am putut să ajung fetele. Așa o rândui stăpânul, că s-a oprit. Și una din ele avea vreo 15-16 ani, o venit din cameră, mor, și se dusese așa și s-a scăpat jos și a căzut așa jos, amețită și cu un întuneric așa care i s-a dus așa și nu mai avea aer.
ne-am pus cu nevasta la marginea patului și am ridicat mâinile, am strigat către Dumnezeu cu nădejde, cu încredere, cu lacrimi. Dumnezeu s-a îndurat, s-a coborât în cort și i-a dat viață, dragii mei. A fost o lucrare care putea să fie solul morții. Și de ce spun așa? Asta a fost într-o sâmbătă seara. Duminică ne-am dus la adunare și un vas a Domnului. De ce avem nevoie de vase? Care au avut o vedenie și au spus așa. Domnul mi-a arătat că azi noapte a fost o bătălie în casa voastră. A venit așa ca o săgeată din partea vrăjmașului și a vrut să ridice un steag de doliu asupra casei voastre. Dar eu, Domnul, l-am îndepărtat și am scris viață. De ce este nevoie ca bărbatul cu nevasta să trăiască în pace și să nu fie dușmănie între ei sau necaz unul pe altul? Că dacă vine câte o încercare, câte o situație de asta așa, pe neașteptate, nu mai ai îndrăsneală la Dumnezeu și ești încumpănă, mă ascultă, nu mă ascultă. De aceea trebuie păstrate mâinile curate, păstrată pacea și Dumnezeu intervine și scrie viață. Slăviți să fie Domnul! Vreau să mă limitez, să mă opresc la aceste cuvinte, timpul a trecut, dar oricum, doresc din toată inima ca puterea Duhului Sfânt să însoțească pe lucrătorii Domnului. Ori de câte ori va trebui să-și întindă mâna, să fie liber, să fie slobod, să fie împuterniciți și cu autoritate de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Amin? Amin! De ce spun așa? Că am mărturisit aseară la rugăciune că după serviciul unei slujbe de la noi, de la Betel, de la adunare, o familie a avut un necaz, o situație și eu nu știam. V-am văzut că fratele era singur la adunare și sora nu era împreună cu ei, ei veneau împreună, copiii căsătoriți. Au avut un accident ce au avut cu piciorul, că era în gips și nu putea să calce, plângea, că vroia să vină la adunare, să ia cina Domnului și nu putea. Și ne-am dus împreună acolo, în familia respectivă, o cerut ungerea, i-am cerut mărturisirea, ne-am rugat pentru ea și Dumnezeu a vindecat-o pe loc în seara aceea. Deci a început să umble cu piciorul, să calce pe mâini și plângea și striga de bucurie că Dumnezeu s-a îndurat de ea. Nu că am fost eu bun, deci bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui s-a arătat, a intervenit și i-a dat putere mădurarele trupului și al piciorului. Dumnezeu este drept, de aceea se îndură, se ocupă și ne mai ascultă rugăciunea în bunătatea lui cea mare. Domnul să vă binecuvânteze, doresc ca binecuvântarea Domnului să rămână peste biserica Domnului din această cetate. Și mai spun un salut care doresc să rămână din partea bisericii, fratele îl va citi, Aurel, din la 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu 23 și 24. Este salutul bisericii și Dumnezeu să mângâie, să învioreze, să ridice fiecare inimă, să rămânem tari în așteptarea Domnului Iisus Hristos. Amin.